Selecționata Moldovei la judo a plecat astăzi la Budapesta pentru a participa la campionatul european. Din lot fac parte 9 sportivi, printre care 2 participante la proba feminină. La 25 aprilie, primii pe salteaua de luptă vor ieși Tatiana Osoianu la categoria de 48 de kg, Artem Neacu la 60 de kg și Eugen Vreme în cântarul de 66 de kg. Noi ne ducem să ne luptăm. De-amu, cum ați fi, asta arăti tatamele. Dacă ne vom simți bine, eu cred că trebuie să venim cu ceva, cu un loc din frunte. La campionatul european de judo de la Budapesta, Ungaria, nu vor participa 6 judocani moldoveni care au renunțat să reprezinte Moldova. Sportivii Sergiu Toma, Ivan Remarenko, Victor Scvorțov, Mihai Marchitan, Vadim Bocan și Victor Chișcă au decis să evolueze sub drapelul altor țări. Nu pot să zic că sunt ei mai buni. Nici o sub de formă. Deci acum ei s-au luptat pentru Arabie și au demonstrat că nivelul lor este, cred că ziua de azi, mai jos decât așa. Deci la campionata Asiei au pierdut toți din primul meci. Campionatul european de judo se va desfășura între 25 și 27 aprilie.